viață între căsătorii, alianțe asasinate, lovituri de stat și exiluri. Principesa Elena Greciei a știut de foarte tânără că va părăsi țara natală, dar viața o va rupe și de țările de adopție, România și Italia. După 3 exiluri, unul mai dureros decât altul, Elena avea să moară în Elveția, la Lozan, la 86 de ani. Astăzi, orice exil ia sfârșit. Cortegiul funerar al Elenei va ajunge la ora 12 la Palatul Elisabeta, iar după amiază la Curtea de Argeș. Fiesole, o colină plină de reședințe cochete, multe vechi de secole, cu o panoramă superbă asupra Florenței. Printre ele, Villa Sparta, numită așa de Elena a României, în amintirea Greciei natale. Acest mic palat renașcentist avea să se dovedească singurul loc de liniște și libertate, cu adevărat al ei, din tumultoasa viață a Elenei. La 21 de ani, când pleca în primul său exil, Elena înțelesese deja că pentru capetele încoronate nu există garanții de securitate. Trăise drama asasinării bunicului și spaima atentatelor la viața tatălui său. Mai târziu, când traiul de la București a devenit imposibil din cauza fostului soț și a amantei lui, Elena Lupescu, principesa mamă a fost obligată să-l lase pe Mihai în grija tatălui. Izgonită practic din România de autoritarul Carol al II-lea, Elena se va afla astfel a doua oară în viață în exil. Acum, Carol al II-lea îi va trimite totuși suma de bani rezultată din vânzarea vilei de la Mamaia, vilă pe care regina Maria o dăruise Elenei. Acești bani, plus alții de la familia regală a Greciei, au ajutat-o pe Elena să cumpere Villa Sparta la Florența. Carol și Elena își vor împărți mobilierul și operele de artă care decorau această casă de pe Bulevardul Chiselev din București, casa care ar fi trebuit să le fie cămin fericit. Restaurarea Vilei Sparta și galeriile Florenței au ajutat-o pe Elena să-și depășească suferința. Reședința ei a devenit un loc căutat de celebrități, intelectuali, politicieni. Villa Sparta, sotto Fiesole, dove il duca e la duchessa di Kent, nata principessa Marina di Grecia, sono ospiti di sua altezza reale la principessa Elena di Romania. Acea vilă, încă din secolul 15-16, era un loc de întrunire al unor faimoși scriitori sau artiști din acea zonă toscană. Deci era un întreg univers spiritual care practic s-a perpetuat de-a lungul secolelor. Un fapt și o tradiție pe care regina Elena avea să o ducă mai departe. Mâhnirea reginei era că Mihai avea voie să o viziteze numai de 2 ori pe an. Pentru el, regina mamă a amenajat un pavilion care păstrează și astăzi memoria regelui Mihai. La fel și trandafirii plantați de regina mamă pentru fiul ei. Mă aflu în camera în care regele Mihai I dormea atunci când venea în vacanță la mama sa, la regina Elena, aici în Fiesole. Este o cameră care, spun proprietarii, a rămas identică, a rămas la fel, inclusiv mobila și acest birou sunt ambele din anii 30. De aici, din refugiul florentin, Elena a plecat în septembrie 1940 către țară. Mihai redevenise rege la 19 ani și avea nevoie de înțelepciunea și tactul ei, de contactele ei diplomatice. Ambasadorul român la Roma, care a însoțit-o în prima parte a călătoriei cu trenul, scria în memoriile sale impresionat de comportamentul ei de grand dam. Era îngrozită de responsabilitățile care apăsau acum pe umerii fiului ei. Tatăl lui, Carol al II-lea, nu-i permitea niciodată să discute cu nimeni, nici măcar cu miniștrii. Mi-a spus că era nevoit să mituiască personalul palatului pentru a avea un ziar. În 1948, după 8 ani de eforturi teribile, speranțe distruse și ocuparea României de trupele sovietice, Elena revenea la Fiesole. Nu va mai pleca de aici 3 decenii. Doar călătorii scurte pentru momente deosebite, precum nunta lui Mihai cu Ana de Bourbon-Parma la Atena în iunie 1948. Nunta de la Atena, evident, a fost organizată pentru că era locul regal. Era vorba de Pavlos, care era unchiul lui Mihai. Între timp, curtea de la Fiesole atrăgea din nou irezistibil protipendada europeană. Regina qua è stata appunto... Gli intellettuali stranieri in quel periodo erano qua a Firenze e Fiesole, frequentavano Villa Sparta. Printre oaspeți s-a aflat și regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. A adus-o în vizită soțul ei, prințul Filip, vărul primar al Elenei, în amintirea vacanțelor petrecute în copilărie cu Mihai la vila de la Mamaia.
cu toții erau încântați de seratele din grădina vilei sub cerul înstelat al Toscanei. Tot timpul însă, asupra gazdei și a oaspeților, plana greutatea urgiei de acasă, din România, mai ales că regele Mihai a locuit câțiva ani la Fiesole, la Florența, după abdicarea forțată din decembrie 1947. El nu avea o casă. Mihai și soția sa stăteau când la Elena, când la Copenhaga, la părinții Anei. Mai târziu, principesele României s-au bucurat de timpul în care au locuit la bunica lor. Apoi, regele și familia s-au stabilit în Elveția, unde Mihai își găsise de lucru. În 1974, în Grecia se instaurează Republica. Regele Paul nu mai poate ajuta, așa că Elena nu mai are bani pentru întreținerea vilei Sparta. Scrisorile reginei mamă descriu tristețea deciziei inevitabile. Asta este pe 6 decembrie 1979, în care anunță vinderea iminentă a vilei Sparta și plecarea în Elveția. Regina mamă a fost obligată astfel să părăsească micul paradis de la Florența și să locuiască o vreme într-un apartament la Lozan. S-a mutat apoi în casa închiriată în care locuia fiul ei la Versoa. Regina mamă Elena s-a stins la 28 noiembrie 1982 și a fost înmormântată la Lozan.